Bună seara și bine v-am regăsit. În această etalare vom vedea exact la ce se gândește persoana la care voi țineți, chiar dacă sunteți în separare, dacă se gândește la voi și să se întoarcă sau dacă, cel puțin pentru un moment, nu se gândește la voi. Bun. Avem prima etalare, a doua etalare și a treia etalare. O să vă rog să alegeți o variantă, iar între timp eu mai amestec cărțile. Bun, și vom începe cu prima etalare. Să vedem la ce se gândește în general această persoană. Bun, această persoană se gândește în această perioadă cum să-și consolideze poziția la locul de muncă. Dacă are o afacere proprie, se gândește la un nou contract pe care să-l aibă sau să aibă o nouă nișă căreia să îi se adreseze. Această persoană este destul de preocupată de partea financiară în general. Nu cred că este o noutate. Această persoană nu este genul de persoană care să aștepte foarte mult să-i pice ceva din cer. Să vedem dacă îi treceți dumneavoastră prin minte. Sincer, aș zice că se străduiește un pic să nu se gândească la dumneavoastră, însă fie că îi place, fie că nu, are momente în care se gândește la dumneavoastră. Însă reușește totodată să-și redirecționeze destul de rapid gândurile. Este genul de persoană care preferă să se îngrijoreze mai mult pe viața de zi cu zi. Gândurile sale în legătură cu dumneavoastră sunt destul de conflictuale, în sensul în care, de o parte, vă vede persoane cu care poate avea o relație stabilă, vă vede persoane destul de independente, aș spune, și îi place acest lucru, însă nu este foarte sigur că felul vostru de a fi s-ar integra foarte mult cu felul de viață al acestei persoane, așa că aici pot interveni probleme de genul unul are o viață mai activă, celălalt este mai sedentar, unul preferă să aibă anumite activități, celălalt cu totul alte activități și cumva pentru această persoană aceste stiluri de viață diferite sunt o problemă destul de mare. Nu prea este dispusă să facă modificări în viața sa, la modul, dacă dumneavoastră faceți o modificare pentru a vă încadra în programul acestei persoane, foarte bine. Dar dacă nu, nici ea nu face nimic. Și să tot faceți voi eforturi, nu are sens, sincer. Așa. Mai departe. Bun, această persoană, dacă vă întrebați dacă va reveni în viața voastră, da, va reveni, însă asta nu înseamnă din nou că vă face modificări mari în viața sa pentru voi. Va căuta tot timpul să influențeze această relație, să controleze ceea ce se întâmplă în relație și nici de cum nu are de gând să lase de la el sau de la ea. Această persoană este foarte va fi foarte fixată să vină către voi, va fi foarte fixată să vă câștige înapoi, dar din nou avem o problemă pentru că această persoană nu este foarte ok cu compromisurile și în continuare va evita acest lucru pe cât posibil. Deci dacă vreți să faceți ca această persoană, este strict problema voastră, dar așa puteți avea persoana, altfel o să scârție destul de rău.
Pentru o parte din voi, nu pentru toți, pentru că totuși este o etalare generală, puteți avea un semn de la această persoană chiar într-o săptămână. Cam atât cu prima variantă. Vom continua cu a doua variantă. Ce se gândește în general la această persoană? Bun, aici avem o persoană care cumva se gândește tot în sens de materialitate, stabilitate, dar se gândește că ea a fost menită pentru o situație mai bună materială, pentru a avea o viață lipsită de griji, dar este un pic mai pasivă abordarea acestei persoane, în sensul că se așteaptă mai mult de la univers, este mai puțin dispusă să facă eforturi pentru bani, în schimb este mai dornică să manifeste bani în viața sa. Ok. Această persoană se gândește să vă trimită un mesaj cu așa zise clarificări, însă cumva clarificările acestei persoane nu sunt 100% sincere, sincere, nu sunt foarte, să zic așa, transparente. Persoana are niște sentimente pentru voi, dar nu este dispusă să vi le arate. Gândește foarte bine acest mesaj, deoarece nu vrea să fie prins fără apărare, să zic așa. Nu este o persoană foarte concentrată pe sentimente în general. Poate fi evitantă. Uneori imatură, mai ales în ceea ce ține de relații, comportament imatur. Să vedem. Aici persoana asta a greșit cu ceva față de voi și a greșit-o destul de rău. Este destul de conștientă această persoană că a greșit, însă totodată nu ar vrea să facă primul pas cumva. Speră că dacă nu dă ea niciun pas, până la urmă veți face voi. Încearcă să mențină controlul relației așa. Până la un angajament concret în legătură cu această persoană, va trebui să luptați destul de mult, în sensul în care puteți avea până la oficializarea relației chiar probleme cu o a treia persoană care să intervină în relație. Deci aici va fi foarte mult de furcă. În continuare depinde de voi dacă vreți această persoană sau nu, însă eu sincer nu o văd foarte ok. Mai devreme sau mai târziu, oricum vă văd să vă îndepărtați de această persoană, însă dacă alegeți să o faceți mai târziu, vor fi foarte multe provocări ce vă vor seca efectiv de putere și energie de a mai vă implica într-o relație. Aici depinde doar de voi cât decideți să rămâneți, însă finalul tot acolo îl văd. În această relație sunt prea multe promisiuni menținute, iluzii, vise, dar nici de cum fapte concrete. De asta zic potențial pentru a fi într-o perioadă, într-o relație cu această persoană, ar fi, dar nu se merită pe termen lung pentru că oricum la un moment dat veți decide să puneți punct pentru că vă veți sătura. Varianta 3.
Aici, această persoană se gândește foarte mult ce ar trebui să facă într-o situație care inițial nu a fost foarte stabilă, nu a fost la vedere, nu a fost o situație foarte asumată, în special pentru persoanele care au de-a face cu o balanță, un leu sau o fecioară. Această persoană are de gând să vină, dar va veni totuși în continuare cu pași destul de mici către voi. Însă vrea să vă dea totuși un semn să vă facă destul de clar lucru că vrea să meargă în continuare înainte cu voi. Okay. Aici, această persoană, în special, dacă este o persoană din zodiile menționate, aș dori să anunț faptul că, deși a luat o vreme mai lungă să realizeze anumite lucruri, în cele din urmă a făcut-o. Este dispusă ca de data aceasta să depună tot atâta efort cât ați depus și voi și cât depuneți în continuare și voi. Dacă așteptați un semn de la această persoană, aș spune în 6 zile. Pentru o parte din voi va fi chiar 6 ore, dar mai degrabă 6 zile. Ok. Sau dată de 6 mai poate fi. Pe voi vă văd că ați reușit să manifestați această persoană. Consider că aici este vorba de raporturi de o durată mai lungă, să zic așa. Ați reușit să manifestați această persoană. Clar, în luna septembrie are de gând cumva să-și facă simțită prezența. Voi nu ar trebui în punctul ăsta să mai faceți nimic, în sensul în care voi trebuie doar să vă bucurați de viață și să arătați acest lucru pe toate căile pe care este posibil, dar încercați să nu ajungeți în punctul în care doar postați și nu simțiți. Nu vă mai simțiți bucuroși de viață și doar postați. Nu, încercați să evitați acest lucru. Dar mai departe văd că această persoană vă va contacta și primul contact cu această persoană va fi un mesaj scris. Bun. Aici este vorba de o situație care, în primul rând, va atinge un nivel superior, în al doilea rând, trebuie doar să aveți un pic de grijă, în continuare la acest raport de la a primi la a da. De ce? Pentru că aici există potențial de a ajunge chiar într-o căsătorie cu această persoană, însă trebuie să știți să vă cereți partea, să zic așa. Deci, potențial alături de această persoană este și chiar să ajungeți la căsătorie, dar ține doar de voi să profitați de acest lucru. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și să ne revedem cât mai curând. La revedere!